Sacrificarea mieilor se face în unități de abatorizare autorizate sanitar-veterinar în acest scop, informează Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava. În cazuri excepționale, sacrificarea mieilor se aprobă și în locurile organizate și amenajate temporar, în care sunt asigurate supravegherea sanitară-veterinară și respectate condițiile de igienă. Decizia revine Direcției Sanitare, Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava în situația în care există solicitări scrise din partea primărilor pentru locuri în care mai mulți fermieri, respectiv crescători de ovine, să își sacrifice miei cu respectarea legislației sanitare veterinare. Amenajarea locurilor speciale pentru sacrificarea mieilor se face în baza unei analize detaliate în ceea ce privește capacitatea de sacrificare din județ și oportunitatea organizării acestora. Totodată se ține cont de distanțele față de abatoarele autorizate sanitar veterinar pentru schimburi intracomunitare și de numărul mare de miei destinați sacrificări în această perioadă, care trebuie să fie peste capacitatea de sacrificare proiectată a abatoarelor autorizate sanitar-veterinar din vecinătate. De asemenea, se ia în calcul asigurarea la nivel local a numărului suficient de personal sanitar-veterinar permanent care să realizeze controlul ante și post-mortem al animalelor și care să poată dispune măsuri în cazurile în care constată încălcări ale prevederilor legislației în vigoare. Este interzisă organizarea și amenajarea locurilor speciale pentru sacrificarea mieilor în zonele în care au fost impuse restricții din motive de sănătate a animalelor, informează Conducerea Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava. Până la sfârșitul săptămânii, în județul Suceava au fost avizate două centre de sacrificare a mieilor. Este vorba despre centrul avizat de pe strada Calea Unirii Suceava, lângă piața Angro din Burdujeni, precum și centrul avizat din Pătrăuți. Funcționarea locurilor de sacrificare a mieilor este permise numai în intervalul 3-15 aprilie, premergător Paștelui Ortodox între orele 7 și 17.